FC Hunedoara pune victorie pe victorie în campionat, iar după amiază, în etapă intermediară, a adunat-o pe a cincea la rând, una la limită, însă de ajuns cât să o mențină pe locul întâi în serie la golaveraj. În fața unei asistențe reduse, ambele echipe au avut o evoluție subțire în prima repriză, 0 pe toate liniile. Jocul nu a fost mai strălucit nici după pauză, însă a fost luminat de golul marcat de mijlocașul hunedorean, Flavius Nicula. Fan al brazilianului Kaká, Nicula a decis meciul cu o super execuție în minutul 54 și a dedicat golul antrenorului Constantin Olariu. Mi s-a așezat mingea foarte bine și altă oportunitate nu aveam decât șut la poartă. Și din fericire pentru mine am înscris și pentru echipă. Am reușit un gol care l-am dedicat domnului antrenor pentru șansa acordată. Apoi jucătorii gazdă și-au apărat muncitorește și cu emoții fragilul avantaj, iar la final au dedicat cu bucurie victoria organizatorului de competiții al FC Hunedoara, Dan Stroia, care ieri și-a serbat ziua de naștere. Ne deranjează puțin, deoarece ar fi trebuit să câștigăm puțin mai clar, dar acum suntem fericiți și așa, s-a terminat 1-0, 3 puncte sunt la noi. Rezultatele complete ale etapei a șaptea sunt FC Caransebeș, Vulturii Lugoș 2-1, FC Mereșița Jiul Rovinari 0-0, Pandurii 2, Târgu Jiu, Știința Turceni 3-0, Millennium Giarmata, FC Avric 2-1. Echipa muncitorul Reșița a stat, deoarece Minerul Mătăsari s-a retras din competiții înainte de startul campionatului. Vineri este programată o nouă etapă, iar FC Hunedoara va evolua tot pe teren propriu, de data aceasta cu muncitorul Reșița.